În anul 1976, un avion de vânătoare F-4 Phantom iranian întâlnește un obiect zburător neidentificat. OZN-ul emite lumini multicolore și dintr-o dată lansează un obiect către avionul iranian. Înainte ca pilotul să reușească să distrugă acel obiect, semnalele de comunicare și armamentul avionului au fost dezactivate. Pilotul face imediat manevre de evitare. Mai târziu, în anii 2000, avioanele iraniene F-14 Tomcat întâlnesc un alt OZN, iar de data asta există și victime. OZN-ul evită avioanele și zboară în afara atmosferei. Se pare că Iranul și OZN-urile au o istorie interesantă. Când auzi povești despre OZN-uri, îți imaginezi probabil o farfurie zburătoare sau omuleți verzi. În plus, oamenii care spun de obicei aceste povești nu par niște persoane care să inspire încredere, fiind de obicei destul de ciudați. Dar raportările din Iran sunt foarte detaliate și vin de la personal militar respectat. Informația vine de la martor ocular și din documente secrete care au ajuns publice datorită scurgerilor de informații. Primul contact între armata iraniană și un OZN a avut loc în 1976 deasupra orașului Teheran. Era o noapte rece în deșert și cerul era complet senin. Calea Lactee se întindea ca o oază deasupra deșertului întunecat și se auzea doar sunetul comercianților care își strângeau tarabele. Dintr-o dată, cerul de deasupra Teheranului s-a luminat. Se întâmpla imediat după miezul nopții pe 19 septembrie. Locuitorii orașului au început să sune frenetic la aeroportul local, iar toți aveau același mesaj. Vedeau lumini puternice pe cer. Luminile păreau să rămână pentru perioade scurte în unele locuri, după care se mutau rapid în altele. Era ca și cum acele lumini căutau ceva sau pe cineva. Armata și angajații aeroportului au verificat radarele, dar acestea nu arătau nimic. Generalul Iosefi, care era responsabil pentru aeroport în momentul respectiv, a ieșit și s-a uitat pe cer. Cu siguranță a văzut și el luminile și felul în care acestea se deplasau pe cer. Păreau ca niște stele căzătoare controlate de o forță nevăzută. A mers înapoi la aeroport pentru a găsi cei mai buni piloți care să investigheze mai amănunțit situația. Generalul Iosefi le-a ordonat locotenentului Yadin Azeri și unui alt ofițer să decoleze pentru a vedea mai bine obiectul respectiv. Avionul F-4 Phantom a decolat la 1:30 dimineața și a urcat la altitudinea la care se afla obiectul neidentificat. Când s-a apropiat, avionul a pierdut controlul asupra instrumentelor de comunicare și navigare. Ceasurile de bord și celelalte instrumente din avion au luat-o toate razna. Locotenentul Nazeri zbura bazându-se doar pe instinct și pe ceea ce putea vedea. Acesta stătea cu ochii pe OZN și încerca să ducă avionul cât mai aproape de el. La un moment dat, locotenentul a decis că este prea periculos să continue așa și a fost forțat să se întoarcă la baza militară. Imediat ce a început să se îndepărteze de OZN, instrumentele de bord au început să-și revină. Era ca și cum OZN-ul avea ceva cu care bruia semnalul. Un al doilea avion F-4, pilotat de locotenentul Parviz Jafari, a fost lansat la ora 1:40 dimineața. Acesta s-a apropiat de OZN și a reușit să-l detecteze cu ajutorul radarului. Asta însemna că era cu adevărat ceva acolo. OZN-ul era o masă solidă care reflecta undele radioului, deci nu avea cum să fie un simplu fulger sau orice altă formă de energie. Când s-a apropiat de OZN, Jafari a raportat că luminile emiteau alternativ mai multe culori, albastru, verde, roșu și portocaliu. Alterau atât de rapid încât era greu să-ți dai seama exact ce culori emitea. OZN-ul a început să se deplaseze către sud, iar Jafari l-a urmărit, dar dintr-o dată obiectul s-a oprit. A rămas acolo nemișcat, sfidând legile gravitației. Jafari a redirecționat avionul astfel încât să nu se ciocnească cu obiectul, după care a întors și a mers înapoi către OZN, reducând viteza. În timp ce se apropia din nou de obiect, s-a întâmplat ceva și mai ciudat. OZN-ul a lansat un obiect strălucitor, iar Jafari a raportat că acel obiect se îndrepta direct către avionul lui și că arăta precum o torpilă făcută din lumină.
A încercat să ia în vizor obiectul cu o rachetă ghidată cu laser AIM-9, dar imediat ce a reușit a pierdut complet controlul asupra armamentului de la bord. Jafari a trebuit să evite obiectul și să se îndepărteze de acesta. Printr-o manevră bruscă a reușit să rotească avionul astfel încât să evite obiectul care se apropia. Jafari a redresat avionul și s-a întors pentru a vedea mai bine obiectul care a fost aproape să-l lovească. A văzut cum acel obiect și-a schimbat direcția și s-a întors la OZN, după care a intrat înapoi în acesta. După asta, Jafari a văzut un alt obiect luminos care a fost lansat din OZN și care a coborât rapid direct către pământ. Acest obiect a produs o lumină foarte puternică care a luminat pe o rază de 3 km în timp ce cobora. După asta, ca și când s-ar fi terminat treaba pe care o avea în Iran, OZN-ul a accelerat și a dispărut urcând în atmosferă. Jafari a privit cum luminile colorate au dispărut în cerul nopții, iar când se pregătea de aterizare, avionul F-4 Phantom avea încă multe erori la sistemele de navigare și comunicație. După mai multe investigații, s-a descoperit că și un avion comercial care se afla în zonă în același timp a avut același tip de erori, dar cei de la bordul lui nu au văzut OZN-ul. Trupe terestre au fost trimise pentru a recupera obiectul care a căzut, dar în timp ce se apropiau de zona respectivă și echipamentele lor au început să se defecteze. Nu s-a găsit niciodată o urmă a obiectului pe care OZN-ul l-a lansat către pământ, cel puțin asta știm noi. După aproape 3 decenii în care Iranul nu a mai raportat OZN-uri în spațiul lor aerian, în 2004 au fost identificate din nou obiecte ciudate de către forțele aeriene din Iran. În acel moment, Iranul încă folosea câteva avioane F-14 Tomcat pe care le cumpărase de la americani înainte de Revoluție. Armata iraniană folosea aceste avioane pentru a-și proteja instalațiile nucleare. Aceste avioane sunt considerate printre cele mai de succes avioane de vânătoare din toate timpurile. Viteza, manevrabilitatea și capacitatea de înarmare fac ca acest tip de avion să fie temut și respectat. Dar să vedem ce s-a întâmplat în 2004. A fost dată alarma atunci când radarele au detectat un obiect zburător neidentificat. OZN-ul a intrat în spațiul aerian chiar deasupra unei instalații nucleare. Piloții fugeau spre avioanele lor în timp ce mecanicii țipau unii la ceilalți și pregăteau avioanele pentru decolare. Piloții au fost asigurați în carlingă de către echipajele de suport și trapele au fost închise. Singurul mod de contact cu solul se face cu ajutorul căștilor, care aveau și rolul de a pompa oxigen pur meniță îi ajute pe pilot să rămână atenți. Prin sistemele de comunicare, ofițerii de rang înalt strigau ordine. Acesta ar putea fi un atac asupra instalațiilor noastre nucleare, avem nevoie de avioane în aer acum. Piloții iranieni au pornit reactoarele și avioanele F-14 Tomcat au accelerat pe pistele de decolare și au dispărut în cerul întunecat. Când au atins viteza sunetului, bangul sonic s-a auzit în deșertul peste care zburau. Armata americană a lansat 8 avioane F-14, 8 avioane F-4 Phantom și 2 avioane mari de recunoaștere menite să intercepteze OZN-ul. Piloții au raportat că au întâlnit obiecte care aveau capacități de zbor uimitoare. Unul dintre avioanele F-14 a încercat să ia în vizor unul dintre aceste obiecte luminoase, dar radarul i-a fost bruiat. Pilotul a descris obiectul ca fiind o sferă care emană niște flăcări verzui. S-a mai raportat că acele propulsoare care emanau flăcări verzi produceau și niște turbulențe destul de puternice. Avioanele erau foarte greu de controlat, ca și cum ar fi zburat în mijlocul unei furtuni. Forțele iraniene au ieșit din acea zonă de turbulență și au încercat să flancheze OZN-ul. Dar înainte să ajungă pe poziții, OZN-ul a ieșit din atmosferă foarte rapid, lăsând o coadă de lumină verde ca o cometă. Lumina strălucitoare le-a rămas în minte soldaților care au participat la operațiune în acea zi. Forțele aeriene din Iran au rămas în alertă și monitorizează cu atenție orice fel de activitate a OZN-urilor după evenimentul din 2004. Apoi, în 2012, un alt fenomen ciudat a avut loc. Un OZN a fost detectat în spațiul aerian iranian. La început, acesta nu a apărut pe radar, dar dintr-o dată punctul a devenit vizibil. Era ca și cum nava a fost camuflată și a apărut de nicăieri. Piloții s-au repezit către avioanele F-14 și au pornit în urmărirea navei, dar totul s-a transformat într-o tragedie. După ce unul dintre avioane a decolat, a explodat în aer și a ars.
Bucățile de metal încins au căzut din cer în nisipul deșertului. Unii susțin că OZN-ul a atacat avionul imediat după decolare, probabil folosind laser sau un alt fel de armă avansată care a aprins combustibilul din rezervoarele avionului. Ambii membri ai echipajului au murit pe loc. Rapoarte ale guvernului iranian au sugerat că OZN-ul ar fi cauza acestei tragedii, dar rolul pe care obiectivul neidentificat l-a avut rămâne neclar. Celelalte avioane au pornit în urmărirea OZN-ului, dar de fiecare dată când încercau să ia în vizor obiectul, sistemele de la bordul avioanelor încetau să funcționeze. Lumina verde a radarelor părea să meargă perfect, dar imediat ce reușeau să ia în vizor OZN-ul, aceasta se stingea. Piloții tot încercau să restarteze sistemele, dar nimic nu funcționa. OZN-ul a scăpat repede de avioanele F-14, atingând o viteză de aproximativ 12.500 de kilometri pe oră. O viteză mai mare decât poate să atingă orice avion produs de oameni până acum. Părea că OZN-ul se joacă cu avioanele. Cu ajutorul motoarelor cu reacție, avioanele au pornit pe urma OZN-ului cu o viteză puțin peste 2500 de kilometri pe oră. Evenimentul s-a sfârșit într-un mod asemănător cu cel din 2004. OZN-ul a părăsit rapid atmosfera, lăsând o coadă strălucitoare în urmă. Toate aceste evenimente au înregistrat niște capabilități uimitoare ale OZN-urilor. În toate cele trei cazuri, radarul a fost zbruiat și sistemele de armament au încetat să funcționeze în prezența OZN-ului și se pare că după ce acesta a dispărut, aparatele au început din nou să funcționeze. Trebuie să ne îndreptăm ce voiau cei care controlau OZN-urile. Capacitatea lor de a bruia radarul pare foarte sofisticată, dar au permis totuși armatei iraniene să îi detecteze. A fost doar un accident sau OZN-urile testau capabilitatea forțelor aeriene iraniene? Un alt factor comun este faptul că toate OZN-urile au părăsit atmosfera imediat ce au întâlnit avioane iraniene cu viteze de 10 ori mai mari decât viteza sunetului, adică peste 12.000 de kilometri pe oră. Dintre toate avioanele produse de oameni, cel mai rapid a atins o viteză de aproximativ 11.000 de kilometri pe oră. Această viteză a fost atinsă de un avion experimental produs de NASA numit X-43. O altă întrebare este de ce au părăsit atmosfera, când ar fi putut să părăsească spațiul aerian iranian. Oare îi aștepta o altă navă pe orbita Pământului? Era oare o navă mult mai mare care aștepta ca navele de recunoaștere să se întoarcă, după care să plece cu viteza luminii? Toate rapoartele menționează și faptul că OZN-urile au levitat, adică au stat în aer fără să se miște. Accelerația enormă necesară pentru a ajunge de la viteza 0 la 12.000 de kilometri pe oră în doar câteva secunde nu este posibilă momentan pentru oameni. Toate OZN-urile au fost descrise ca fiind obiecte luminoase. Acestea emiteau un fel de lumină, fie că vorbim despre luminile multicolore din 1976 sau despre coada de lumină verde din anii 2000. Oare aceste lumini sunt o metodă de propulsie a unor specii mai avansate pe care noi nu am descoperit-o încă? Sau există vreo țară pe pământ care a descoperit un astfel de sistem de propulsie și păstrează asta secret? Există mai multe teorii despre ce ar fi putut fi acele OZN-uri. Iranul a susținut la un moment dat că ar fi fost vorba despre avioane americane de spionaj. Tot ei au spus că au fost de fapt niște drone de ultimă generație cu care Statele Unite încearcă să-i spioneze. Cu toate acestea, America nu are tehnologia necesară pentru a atinge viteze de plus 12.000 de kilometri pe oră. Pare greu de crezut și că un avion de spionaj ar emite o lumină puternică, pentru că asta i-ar trăda poziția. Ar putea oare acele OZN-uri pe care le-au văzut iranienii să fie extraterestre? Există dovezi cum că extratereștrii ar avea vreun interes în instalațiile nucleare iraniene? În acest moment, tot ce știm este că în trei ocazii diferite, piloți iranieni experimentați au întâlnit obiecte zburătoare neidentificate care aveau capabilități tehnice foarte avansate. Nu pare să existe vreo explicație clară pentru OZN-urile întâlnite de forțele aeriene din Iran. Fie că Statele Unite posedă o tehnologie avansată secretă sau iranienii au întâlnit viața extraterestră, cele trei evenimente rămân un secret până în ziua de astăzi. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezita să vă abonați.
Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!